Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre anaconda galbenă. Anaconda galbenă sau anaconda paraguaiană este o specie de șarpe care se găsește în regiunile sudice ale Americii de Sud, Paraguay, sudul Braziliei, nord-estul Argentinei și Bolivia. Această specie preferă în cea mai mare parte habitatele acvatice, inclusiv mlaștinile. Poartă denumirea științifică Eunectes notaeus. Deși nu este la fel de mare ca anaconda verde, este totuși o reptilă gigantică. A fost descrisă prima dată în anul 1862 și tot atunci a primit și denumirea științifică din partea naturalistului Cope. Exemplarele adulte pot atinge între 2,4 metri și până la 4,6 metri lungime, cu o medie de 3,7 metri. Greutatea lor variază între 30 și 40 de kilograme. Coloritul predominant este galben, iar corpul este punctat și dungat cu negru sau maro închis, colorit ce îi oferă acesteia un camuflaj extrem de eficient, atât în apă cât și în zonele bogate în vegetație. Este o specie solitară, cu excepția perioadei de reproducere. Își petrece majoritatea timpului în apă, acolo unde vânează și cel mai des. Anaconda galbenă este înzestrată cu aproximativ 100 de dinți curbați spre interiorul gurii, lucru care face ca prăzii să-i fie aproape imposibil să scape. Anacondele, ca toți membrii familiei Boide, sunt constrictori, ei ucigându-și prana prin constricție. Specia are un comportament agresiv, mai ales în cazul puiilor, iar raportându-ne la dimensiunile la care poate ajunge, nu este o specie recomandată creșterii în captivitate de către persoane fără experiență. O trăsătură aparte a speciei este reprezentată de poziționarea ochilor și a nărilor în partea superioară a capului. Datorită acestei poziționări, șarpele poate să vadă în afara apei atunci când stă scufundat. Anaconda galbenă atacă de obicei prin ambuscadă în apă, folosindu-se de avantajul că pot îneca prada în timp ce o sugrumă. În sălbăticie, dieta lor este foarte bogată și include păsări, ouă de păsări și de caimani, broaște țestoase, crabi, pești, șopârle, șerpi și chiar caimani, porci sălbatici sau căprioare. În captivitate, se pot hrăni cu rozătoare, șoarici, șobolani sau iepuri și chiar prăzi mai mari. Sistemul lor digestiv este lent, prăzile de dimensiuni mari pot fi digerate și în intervale de timp ce depășesc o lună. Puii se hrănesc în medie la 4-5 zile, iar adulții la 8-10 zile. Ajung la maturitatea sexuală la vârsta de 3-4 ani. Împerecherea are loc în sezonul ploios. Anaconda galbenă este o specie vivipară, ea dă naștere la pui vii, complet dezvoltați în organismul matern. Perioada de gestație este de 6 luni, iar numărul puiilor născuți este în medie de 40, însă există un record de 82 de pui. Femela naște o singură dată pe an, iar puii au lungimi între 40 și 60 de centimetri. Deși la maturitate, anaconda galbenă are foarte puțini prădători, în sălbăticie, puii sunt foarte vulnerabili, o mică parte din ei ajungând la maturitate. În captivitate, specia are o reputație de a fi imprevizibilă și periculoasă pentru oameni. În Statele Unite, importul, transportul și vânzarea speciei prin linii de stat au fost interzise încă din 2012 pentru a încerca să prevină ca anaconda galbenă să nu devină o specie invazivă în această zonă. Acești șerpi au reputația că sunt imprevizibili în natură și ar putea fi periculoși pentru oameni. Cu toate acestea, contrariul este de asemenea adevărat, iar oamenii sunt cele mai mari amenințări la adresa supraviețuirii acestor șerpi, deoarece anacondele galbene sunt vânate în mod excesiv pentru pielea lor. Au o speranță de viață în sălbăticie de aproximativ 30 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!